Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vâlcu, invitat astăzi în studio Vladimir Ciolacu, avocat în Baroul Brașov. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamnelor, domnilor, o sentință importantă, spun eu, în urmă cu câteva zile la judecătoria Brașov. Importantă, dar aș prefera să nu existe astfel de sentințe prin care să ni se confirme că sunt încălcate drepturile unor cetățeni români, chiar dacă în cazul nostru este vorba despre un bărbat condamnat definitiv și aflat în momentul acesta în penitenciarul Codlea. Nu trebuie să gândim diferențiat, domnul Ciolacu, nu-i așa, indiferent în ce situație se află românul X, brașoveanul X, da? Sau orice persoană din orice județ din țara asta, dacă îi sunt încălcate drepturile, nu trebuie să ne gândim și dacă e deținut, ce? Drepturile sunt aceleași pentru toți cetățenii. Tocmai. Atâta vreme cât nu și-a pierdut calitatea de cetățeni și până la urmă de oameni, pentru că vorbim de drepturile omului. Corect. Așa, beneficiază de aceleași drepturi. Sigur, restricționate în anumite cazuri, da. Asta nu înseamnă că poți să-ți permiți exact. Să-i aplici orice tip de tratament. Drepturile fundamentale trebuie respectate. Facem referire aici, doamnelor și domnilor, la Ciobotar Martin, care a trecut la finele anului trecut printr-un eveniment nefericit. I-a murit mama, a făcut o solicitare către Comisia Specializată din cadrul penitenciarului Codrea, astfel încât să îi se permită să participe la funeraliile mamei sale. Nu i s-a permis acest lucru. Omul s-a supărat, a contestat această decizie. Judecătorul delegat din penitenciarul Codlea i-a dat dreptate. Reprezentanții închisorii au atacat decizia, s-a ajuns la judecătoria Brașov, care a pronunțat o sentință definitivă prin care spune, da, i s-a încălcat un drept domnului Martin Ciobotar. Din păcate, sigur, era prea târziu, în mormântarea trecut omul nu s-a dus. Pentru a înțelege acest subiect, regia, avem un material pregătit, difuzăm materialul și apoi ne întoarcem în studio și discutăm cu avocatul Vladimir Ciolacu despre astfel de situații care se întâmplă în închisorile din România. Dânsul s-a pregătit chiar cu o decizie de la CEDO. Vedem materialul și ne întoarcem. Mama condamnatului a murit într-un spital din Brașov pe 21 decembrie anul trecut. Sora deținutului a mers a doua zi la penitenciarul din Codlea cu o copie a certificatului de deces pentru ca fratele ei să poată participa la înmormântarea mamei. S-a întrunit comisia de acordare a recompenselor și s-a decis că deținutul nu poate pleca din pușcărie. Condamnatul nu a ținut legătura cu familia, iar pedeapsa rămasă de executat nu i-ar fi permis deținutului să fie învoit. Nemulțumit, omul a depus plângere împotriva deciziei comisiei de acordare a recompenselor, iar judecătorul de supraveghere a privării de libertate i-a dat dreptate. Constată că petentului a fost încălcat dreptul de a beneficia de permisiunea de a ieși din penitenciar în data de 22 decembrie 2016 pentru a participa la mormântarea mamei sale, în condițiile articolului 99 aliniatul 1 litera E din legea numărul 254 din 2013 și articolul 8 Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Decizia judecătorului de supraveghere a privării de libertate a fost contestată de reprezentanții penitenciarului Codlea la judecătorie. Contestația a fost respinsă. Prin această încheiere s-a constatat încălcarea uneia dintre drepturile condamnaților și anume, în concret, dreptul de a participa la funeraliile mamei sale. Într-o astfel de situație, deținutul poate merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Acum îmi solicitați o opinie personală, răspunsul ar fi da. Dar angajează opinia mea personală. Reprezentanții închisorii nu comentează decizia instanței. Ce părere aveți despre o eventuală acțiune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Statul român ar putea fi din nou condamnat la plată de daune. Cu privire la acest aspect, nu putem emite un punct de vedere cu privire la acest aspect. Bineînțeles, persoana în cauză poate să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului din această speță. Este dreptul respectivei persoane. Surse din interiorul penitenciarului Codlea au explicat în exclusivitate pentru Brașov TV că deținutul care a câștigat definitiv procesul pe motiv că i-a fost încălcat dreptul de a participa la înmormântarea mamei sale se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Revenim, doamnelor și domnilor, în studio. Așadar, domnul Ciolacu, domnul Ciobotar
nu i s-a permis să meargă la înmormântarea mamei din cauza că, din ce am putut, vă rog, da, din ce am putut să citesc din această încheiere, nu avea relații apropiate cu familia sau nu era vizitat foarte des de familie și exista acolo și o a doua piedică, să spunem așa, pentru, din punctul de vedere al Comisiei Specializate din, din cadrul penitenciarului Codlea, faptul că restul de pedeapsă rămas de executat n-ar fi fost conform, iată, asta a hotărât Comisia Specializată. Am văzut și punctul de vedere în materialul de mai devreme, punctul de vedere al domnului Liviu Matache, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Codlea. Doi judecători au spus exact pe dos ce aici. Bun, că i s-a încălcat omului dreptul fundamental prevăzut de art 8 din Convenție referitor la Convenția Europeană din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privitoare la păstrarea legăturilor de familie, la un drept la viață privată și intimă. Asta e clar, pentru că au stabilit deja, e stabilit cu autoritate, cu putere de lucru judecat de către doi judecători, atât de judecătorul delegat în cadrul penitenciarului, cât și de judecătorul la judecătoria Brașov. Corect. Asta este clar. Ce mă surprinde pe mine este că vă rog, cererea pentru participare la mormântare, așa cum rezultă din, din această încheiere, din încheierea, da, pe care o am în față, a fost depusă la 22 decembrie 2016. Da. Și eu chiar adusesem aici una dintre cauzele pentru care România a fost condamnată și care a fost făcută oarecum publică la acel moment, este din 6 decembrie 2016. Adică anterior datei, exact, cu vreo 2-3 săptămâni mai devreme, România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Canalas versus România, pentru că, da, autoritățile penitenciarilor din închisorile Oradea și din niște penitenciare din județul Prahova, da, nu i-a autorizat deținutului să asiste la procesiunea de mormântare a mamei sale. O speță similară. Exact aceeași chestiune. Similară. Noi deja aveam, iată, o condamnare la Curtea Europeană. La vremea respectivă, da? Da. Dumneavoastră, ce încercați să-mi spuneți acum? În mod normal, judecătorii, clar, de la sine înțeles, aici nu avem ce comenta, poate că și reprezentanții penitenciarului ar fi trebuit să știe de existența acestei sentințe, asta încercați să-mi spuneți, și să țină cont de... Eu cred că ar fi trebuit să țină cont de chestiunea asta și cred că Administrația Națională a Penitenciarelor poate că ar trebui, alături de Ministerul Justiției, pentru că ei fac parte din, ca instituție, din Ministerul Justiției, poate ar trebui să facă mai multe în sensul unor propuneri legislative despre care se tot vorbește pentru îmbunătățirea acestei situații din penitenciar. Ca să se reglementeze odată clar, să se statueze ce trebuie făcut într-o astfel de situație. Exact. Acum, mă transform, cu atât mai mult cu cât avem nenumărate spețe și putem vorbi despre chestiunea asta în care România a fost condamnată și să plătesc bani foarte, foarte mulți pe astfel de condamnări, pentru condițiile din penitenciare. Atâta vreme cât nu avem proiect de lege pe această situație. Iată, n-avei cum, ce să fac, să aștept cu mormântarea nu știu câte săptămâni până când am sentința judecătorului, că aici este problema. Aici statul român va plăti. Păi va plăti și e bine. Aici statul român va plăti pentru că, spre exemplu, și tot discutăm că nu avem proiect de lege, dar asta ar fi trebuit să-l avem de mult, pentru că hotărârea Stanciu contra României, care e din 2012, da, care reține, se pronunță această hotărâre Curtea Europeană, în care vizează condiții de suprapopulare, lipse de igienă, de condiții medicale din sistemul, da, penitenciar, și tratează, da, situația mai multor, da, penitenciare. Și reține că existau la vremea aia peste 80 de cauze privind de același tip cu încălcarea, da, art 3 din convenție. Da. Și curtea zice așa, domnule, reflectând, constatând că există o problemă comună a închisorilor românești. Adică nu e un caz izolat, cel pe care l-am, exact, analizat noi și am pronunțat o hotărâre. Și că și faceți ceva, curtea la acel moment, da, anticipează o hotărâre pilot și indică ce măsuri ar fi trebuit să fie luate de guvernul român. Ca să nu se mai ajungă într-o astfel ca de situație. Ca să nu se ajungă. Eram la momentul, în cauza 2000? Asta, Stanciu versus 12. România, 2012, 24 iulie 2012. Avem așa ceva în condițiile în care au trecut aproape 5 ani? Nu. Nu, statul român n-a făcut nimic în sensul ăsta. Aproape 7 ani rectific. În fine, scuze. Și da, spețele sunt multiple. Suprapopulare carcerală. În fine, sunt o serie întreagă de chestiuni care au fost avute în vedere din sistemul penitenciar.
surprinzător este că ANPU, chiar în statisticile... Administrația Națională a Penitenciarilor, da, dar noi suntem familiarizați cu aceste, dar telespectatorii ANPU-ul, probabil că nu știu, da. ANPU-ul, chiar în statisticile lor oficiale, vizează sumele pe care statul și le evidențiază, sumele de bani la care statul român a fost condamnat ca urmare a acestor spețe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și observăm în ultimii ani. Ce ne indică acele cifre? Au scăzut valorile sau nu, sunt în creștere? Au crescut exponențial. O să vă și rog să prezentați graficul la cameră, să poată să vadă toată lumea exact cum, da, au evoluat aceste. Chiar o să vă rog să explicați. Spre exemplu, dacă în 2012... Numai o secundă, o să vă rog, colegii la camera de aici din dreapta mea. Dacă în 2012 statul român avea de plătit 119.950 de euro, da, cu mici variații, 2013 221.000, 2014 196.000, vedem în 2015 o creștere, o dublare la 459.000, da, și în 2016 ajungem la 1.624.000 de euro. Iată, da, o creștere substanțială. Sigur, creșterea este și în ceea ce privește numărul de hotărâri, pentru că această creștere vine dintr-o creștere... Bineînțeles, a numărului de hotărâri? A numărului de hotărâri. Dacă în 2012 aveam 10 hotărâri de condamnare pe condițiile penitenciare, da, în 2013 ajungem la 32, 29 în 2014, 75 în 2015 și în 2016 313 hotărâri, da, de condamnare ale României pe chestiuni de acest gen. Domnul Ciolacu, de ce nu se reglementează? De ce credeți că nu se reglementează această chestiune printr-o lege? Adică de ce nu punem mânuța să scriem acolo, așa trebuie făcut, ce n-avem? Pentru că dacă este să punem în aplicare, să punem în aplicare, să punem pe hârtie o astfel de lege, trebuie să fie și niște condiții, păi, nu? În primul rând, avem condiții proaste în penitenciare din pricina subfinanțării sistemului. Asta clar. În al doilea rând, din pricina unei proaste împărțiri geografice, aș spune eu, a penitenciarilor. Am o hartă în față unde sunt marcate cu popotarata și pe asta. Unde, da, sunt, chiar vă rog, unde sunt marcate, imaginea valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Unde sunt marcate cu roșu județele unde nu există nicio unitate penitenciară. Da, numai, așa, acum se, bun, vede, da, deci părțile marcate, județele cu marcat, roșu, marcat, nu există închisori. Nu există nicio închisoare. Sigur că asta dă naștere evident la o suprapopulare acolo în județele în care de lângă cele, de, da, de lângă aceste insule, pe de altă parte dă naștere la o serie întreagă de costuri suplimentare cu privire la transportul deținuților, sigur, în condițiile în care transportul ăsta e un transport destul de traumatizant, adică chiar e o procedură traumatizantă pentru oricine se află deținut. Eu, din câte știu, din discuțiile purtate până acum cu deținuți din penitenciarul Codlea și nu numai de la Codlea, ci și de la Ciuc, și care au încredere și le mulțumesc încă o dată pentru faptul că vorbesc, da, cu mine, cu noi, ei spun, mă pune pe cursă, citat închis, și sunt, așa, toată lumea are o reacție de respingere în momentul în care pronunță această propoziție. Asta apropo, da, de condițiile de transport în... Da. Asta este o primă cauză. Apoi? Apoi, faptul că nu avem măsuri alternative la pedeapsa închisorii efective. Adică, așa cum în domeniul măsurilor preventive, da, avem, spre exemplu, arestul la domiciliu. Da. Aici nu avem o variantă de executare a pedepsei la domiciliu sau, așa cum exista în codul penal anterior, o variantă de executare a pedepsei la locul de muncă. Apropo de executarea pedepsei la locul de muncă, dar chiar îmi povestea zilele trecute cineva cu privire la sistemul din Olanda în materie, în acest domeniu, și mi se spunea, domnule, chiar dacă nu vorbim aici despre infracțiunile de mare violență, da? Dar infracțiuni care permit un astfel de regim, deținutul stă în închisoare numai pe timpul nopții, da? Iar ziua merge la muncă timp de 8 ore, așa cum spune codul muncii, și practic el este remunerat, iar familia, atâta vreme cât el este închis, familia are din ce să trăiască, da? Și nu se creează acel circuit, exact, domen, nu mai aduce, da, finanțatorul principal bani, nu dăm în cap, sau nu știu. Datele statistice ne indică că aceste tipuri alternative de executare a pedepsei ar putea exista cu succes și la noi. De ce? Din totalul de, spre exemplu, din totalul de 27.000 de deținuți, 27.455, da, aflați în sistemul penitenciar românesc la finele anului 2016, uitându-ne pe cifre, vedem că 4.000 dintre ei, da, erau în regim deschis, adică persoane care deja sunt încadrate
Și într-un regim de detenție foarte ușor și a căror participare la locul de muncă deja este permisă chiar și în sistemul ăsta în care suntem fără pază permanentă. Și aveam 10.000 de deținuți în regim semideschis. Deci atât că avem un total de vreo 14.000 și ceva de deținuți, adică ceva mai, un pic mai mult de jumătate din totalul deținuților, care s-ar încadra la astfel de chestiuni. Ce pledează în favoarea unor astfel de variante alternative este și numărul foarte mic în România față de alte state al evadărilor sau părăsirilor de centre de detenție. În total, în 2016, în România am avut 2 evadări. Deci la 27.000 de deținuți am dacă avut... Dacă este să raportăm, să comparăm cifrele, dar s-ar justifica această variantă de executare am avut 2 evadări și 3 părăsiri de locuri de muncă unde lucrau deținuții. Deci astea sunt toate. Toate cazurile la, deci la nivelul țării. Deci atât că, dar până la urmă, profilul persoanei aflate în custodie ne indică faptul că s-ar putea pune în aplicare un astfel de regim de executare a pedepsei. Nu ne indică numai asta, ci aș spune eu că ne-o impune Parlamentul European. Am în față un extras din raportul referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Din care reiese? Din care reiese, cu privire la sistemul penitenciar. Se spune așa, se reamintește statelor membre că recurgerea abuzivă la măsuri privative de libertate conduce la supraaglomerarea închisurilor din întreaga Europa, ceea ce încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor și compromite încrederea reciprocă necesară intensificării cooperării judiciare. Domnul Ciolacu, eu înțeleg ce scrie în acest raport, dar spuneți-mi dacă sunteți de acord cu mentalitatea potrivit cărea eu aud destul de des și nu știu, am impresia că auziți și dumneavoastră. Domnule, nu-l corijăm decât dacă îl trimitem la închisoare. Așa e? Nu. Nu-l corijăm, adică nu impresionăm nu știu pe cine, că nu e treaba mea să stabilesc, dacă nu-i dăm mandat de arestare preventivă. Adică există foarte mulți oameni care spun, i-a dat arest la domiciliu, stă acasă, ce-i pasă? Așa trebuie gândit sau dimpotrivă? Eu știu așa că măsura arestului la domiciliu este una la fel de gravă precum cea a măsurii arestării preventive, doar că stai acasă. Aici discutăm mai mult de situația deținuților aflați în executarea unei pedepse. Înțeleg ce spuneți, dar eu vă spun în general, am desenat așa un tablou. În concluzie, domnule, dacă nu-l trimit la închisoare, nu se corijează. Eu nu știu cine perpetuează astfel de informații, dar tot acest raport ne spune foarte clar că ar trebui ca statele membre să recurgă mai frecvent la liberarea condiționată și la sancțiuni alternative pedepsei cu închisoarea și să facă din reintegrarea socială obiectivul suprem al unei perioade de detenție. În condițiile în care, în momentul de față, eu spun că nu avem reintegrare socială. Păi nu avem. Nu avem pentru că în privința asta se constată un eșec al sistemului penitenciar românesc. Avem un număr de procentual de recidivă dintre cei eliberați cam de 40%. Ceea ce este foarte mult față de alte state membre ale Uniunii, asta înseamnă că sistemul penitenciar românesc își asumă funcția de excluziune socială. Bun, scoatem din societate un individ despre care legea ne spune, sau o sentință rămasă definitivă ne spune că este potențial periculos, dar nu ducem și partea a doua de reeducare la bun sfârșit. Da, reeducare în adevăratul sens al cuvântului. Acum, nu să spuneați mai devreme... Eu cred, revenind la ce spuneați, că eu cred că sistemul penitenciar, în cazul anumitor fapte, nici nu poate să producă această reeducare. Introducerea efectivă a unui om în sistemul penitenciar. De aceea cred că trebuie aceste pedepse alternative. De ce? Pentru că se pune problema foarte simplă. Introducând un cetățean într-un penitenciar, poate pentru o faptă minoră, din punct de vedere al gravității, îl alienăm de familie, de societate cu totul. Și îl scot de acolo mai rău decât... Exact. Ori procesul ăsta de reeducare trebuie să plece de la următoarea premisă. O persoană care este ancorată social, care păstrează legături cu familia, care păstrează activități lucrative la mediu, în mediu de muncă sau într-un nou mediu de muncă eventual, este mult mai ușor de reeducat și de reinserat în societate decât o persoană care este alienată total, ale cărei legături sunt rupte total. Dincolo de, de gratii. Vorbeam despre sumele mari de bani pe care trebuie să le plătească România în urma sentințelor, deciziilor curții europene. Discutam și eu cu dumneavoastră pentru că nu numai în cazul Ciobotar, și în alte cazuri.
deținuții văd că le sunt încălcate drepturile și, sigur, sunt tentați să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și să li se facă dreptate, da, până la urmă să li se plătească despăgubiri. Doamnelor, domnilor, chiar aș vrea să vă spun că astăzi, cu puțin timp înainte de a intra în emisiune, am primit o scrisoare de la penitenciarul Codlea, tot așa, cu un caz de încălcare a drepturilor și mi se precizează aici, este vorba despre un dosar aflat pe rolul judecătoriei Miercurea Ciuc și cel care ne-a scris spune că în primă instanță i s-au acordat daune morale în valoare de 5.000 de lei. Spune că oricum o va contesta pentru că inițial a solicitat suma de 15.000 de lei. Tot o încălcare de drepturi, dacă bine mi-amintesc, chiar am discutat astăzi la telefon cu deținutul care ne-a trimis această scrisoare. Ar fi vorba tot despre faptul că nu i s-a permis să meargă la o înmormântare. Dacă bine îmi amintesc, iată, oamenii reacționează. Oare câte situații în acestea ar mai fi, domnul Ciolacu? Bun, eu cred că problema nu trebuie să o raportăm neapărat la sumele pe care trebuie să le plătim, ci să vedem ce se întâmplă. Pe cu cât mai mari, cu atât mai rău, că se plătesc de la bugetul statului, unde cotizăm cu toții, domnul Ciolacu. Dar de ce să plătim așa ceva, când putem să facem ceva aici, să nu mai plătim? Eu aș pleca de la premisa că lucrurile nu trebuie tratate în primul rând ca bani. Sigur că banii sunt importanți și ar fi bine ca statul român să nu mai plătească aceste sume, nu? Dacă oamenilor lui s-ar respecta drepturile. Dar mie mi se pare alt lucru mai important decât acesta. Vă rog. O persoană care i s-a refuzat participarea la o mormântare a mamei sale va căpăta o aversiune, corect, poate veșnică, împotriva a tot ceea ce înseamnă stat sau organele statului. Mai nedreptățit odată, te țin minte toată viața, nu? Ori din pricina asta, cred că un astfel de efect e mult mai periculos, poate chiar decât suma de bani efectivă pentru la care e îndreptățită persoana respectivă. Eu cred că astfel de semne de întrebare ar trebui să își pună cei care ar trebui să creeze niște legi în țara românească. În țara noastră. Mai avem doar 3-4 minute până la finalul emisiunii, după prezentarea unor astfel de situații. Probabil aici e o coincidență, nu probabil, sigur, este o coincidență. Faptul că nu li s-a permis și cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră și aceste două cazuri să meargă la înmormântare. Avem și alte încălcări de drepturi. Acum nu mă refer la condiții. Astea deja sunt asta, cunoscute. Da, vă rog. Sunt foarte multe. Sunt legate chiar foarte multe, avem foarte multe condamnări și trebuie spus că, din păcate, România, de când a aderat la convenție din 94, este în top 5 state cu cauze pe rolul Curții Europene. Am fost și rămânem în continuare. În topul ăsta au mai ieșit câteva state, au mai intrat și au mai ieșit. România a rămas permanent acolo, alături de Rusia. Asta înseamnă că România, Rusia și Turcia sunt cele trei state care sunt permanent în acest top 5. Și dacă toți suntem acolo, 5, înseamnă că nu facem nimic, nu? Ca să corectăm care, și care să ieșim sunt din... Sunt în acest top 5 al încălcărilor. Avem chestiuni foarte grave cu încălcări ale drepturilor în spitale de psihiatrie, cu lipsa unor anchete efective în anumite chestiuni. Cu... Anchete făcute cu adevărat. Da, mă uitam acum, spre exemplu, altă hotărâre de care nu se vorbește. Vă rog. Hotărârea Vlad din 26.11.2013, care pe scurt, avem două minute. Da, care se referă la parcurgerea proceselor în niște termene rezonabile, atât în materie civilă cât și penală. Și la momentul ăla, Curtea Europeană constata că exista la momentul ăla 2013, existau peste 500 de cauze cu același obiect împotriva României. Cu nerespectarea unui termen rezonabil în materie penală și în materie civilă. Sunt chestiuni. România ia condamnări, încasează condamnări pe bandă rulantă și pe chestiunea asta cu nerespectarea termenului rezonabil în procedurile judiciare. Un alt motiv. Adică sunt o paletă extrem de largă de încălcări. Motive pentru care... Din păcate, România este unul dintre statele unde regăsim încălcări ale tuturor articolelor din convenție. Acționăm pe toate planurile, să nu ratăm nimic, nu? Da. Din păcate, un zâmbet amar.
Domnul Ciolacu, vă mulțumesc. Cred că ar trebui să vă chem la emisiune din două în două săptămâni la câte subiecte. Îmi spunea domnul avocat înainte de emisiune, păi eu m-am pregătit să vorbim despre România și CEDO, vreo trei ore am de vorbit. N-avem decât 24 de minute. Vă mulțumesc pentru participare. Da. Fac încă o dată precizarea. Dacă sunt date noi de acolo, din penitenciarul Codlea și nu numai de acolo, suntem aici la redacția Brașov TV, Mihai Cogălnicianu 15. Vă așteptăm aici în măsura în care putem rezolva astfel de situații, să le prezentăm evident la jurnalele de știri și să vă sugerăm instituțiile la care trebuie să apelați. Vă așteptăm aici oricând. Sunt Amelia Vulcu, Vladimir Ciolacu, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Bună seara. Ne revedem joia viitoare.